Propun să vorbim despre zbaterile de la București acum, zbaterile politice, pentru că în coaliție trebuie găsită o soluție. Pare că este soluția imposibilă. Adică un candidat care să se bucure de susținerea alegătorilor PSD, în egală măsură și de susținerea alegătorilor PNL. Varianta despre care ni s-a vorbit la începutul săptămânii cu candidați separați nu prea prinde putere. Se pare că totuși în coaliție se discută despre o candidatură comună. Anunțul va fi făcut mâine dacă sondajele vor fi gata sau la începutul săptămânii viitoare, în condițiile în care ni se spusese că e deja prea târziu de la sfârșitul săptămânii trecute. Probabil că acum suntem în depășiri. Cine să fie? Gabriela Firea, Sebastian Burduja? Am observat cu toții că de luni încoace Gabriela Firea nu zice nimic. Sebastian Burduja a vorbit, dar și mulți dintre colegii lui de partid, care ne-au dat date referitoare, ne-au dat informații referitoare la sondaje. Scorurile sunt mici, rezultatul nu ar fi cel scontat. Dacă cele două, dacă cele două partide ar merge cu Gabriela Firea și Sebastian Burduja, ar pierde în fața lui Nicușor Dan. Asta zic sondajele. Deci, merg pe varianta perdantă sau se repliază? Dacă se repliază, vor avea vreun succes sau și aceea va fi o variantă perdantă? Vă rog. Tot ce putem noi să facem este să licităm între variante, pentru că sunt atâtea... rațional să vorbim despre câteva scenarii, că nu sunt prea multe. Sigur, sigur, însă rămâne o certitudine, dacă se poate numi certitudine în contextul ăsta, că abia atunci când vom ști lista candidaților cerți, vom putea cu adevărat... face păi această listă se naște greu. Lista se naște greu, de ce? Eu aș da un motiv mai general. Bun, știm orgolii, veleități, vrea doamna Firea să candideze din nou, partidele așa au interesele lor și așa mai departe. Dar dincolo de această agitație imediată, eu aș spune că motivul general este că ceea ce avem în față coaliția de guvernare s-a încurcat în propriile ei strategii. Nu era previzibil? Nu știu dacă era previzibil. Nu era varianta asta de la București nu era previzibil? Bun, bun. La București era previzibil că vor găsi greu un candidat cu șanse de câștig pentru că nu au. PSD-ul are susținerea lui limitată în București, liberalii subțirică. Polul de dreapta, Alianța Dreapta Unită a cam preluat ce era de preluat, USR-ul deja canalizase... Și a mai apărut și un candidat de stânga prin Cristian Popescu. Mai vorbim și de apariția care drenează și ce mai domnului era? Popescu, căruia îi se spune Piedone ca un fel de poreclă, așa, pentru că el numele este... Buletin, este preluat în buletin, să e preluat în buletin? Da, e numele complet Cristian mai Popescu curând, Piedone. Și l-a adăugat uzând de dreptul legal de a-și ca modifica fiecare numele. Dintre noi... Bun, avem l-am auzit numele. Spunând zilele trecute, eu, Cristian Popescu, vorbește așa și pe dincolo, fără să-și completeze numele cu respectiva poreclă, pe care a dobândit-o în perioada în care avea proporții mai mari, asemănătoare cu ale comisarului din filmul de unde e preluat numele. Coaliția a discutat prea mult, fără să ia decizii, fără să aibă o anumită claritate a ce... obiective sunt urmărite. S-a discutat la nesfârșit să dar fie comasări, necomasări. Obiectivul este să-l bată pe Nicușor Dan. Asta la București, dar eu mă refer la încurcătura în care au ajuns cu tot ce au încercat să plănuiască pentru alegeri. Punem alegerile la un loc așa, le punem altfel, au devansat alegerile prezidențiale, acum președintele spune că oricum își va face mandatul până la capăt, atunci de ce? În mod normal, mă rog, dacă există o normalitate de felul ăsta, ar fi trebuit ca mișcările efective, deciziile luate, să fie luate după ce s-au făcut toate calculele, estimările, s-au clarificat opțiunile și în funcție de opțiunile pe care le ai, iei deciziile respective. Ai anunțat că vei avea candidat comun la București, păi dar mai vii după două săptămâni să zici că stai puțin... E posibil să că... meargă cu candidați da. Fiecare dintre cele două După părerea mea, s-au încurcat în propriile lor conspirații, ca să spunem așa. Domnule ministru, vedeți vreo soluție? Soluția minune. Soluția minune...
ca mentalul public să vadă altceva decât ceea ce se vede acum. În cam asta este. În mai puțin de trei luni. Mai puțin de trei luni să se califice o exact, variantă deci, despre care așa, până acum nu s-a vorbit deloc. Simplu, să aibă wow. acest tip de, scuzați exprimarea maiotică, de să scoată din partide varianta care poate fi votată măcar moderat și de o parte și de alta. Aceste două variante, cu tot respectul, nu-i văd din spirit de frondă, nu că n-ar avea proiect, că de proiect nici nu mai discutăm. Studiile sociologice văd că nu se referă la proiect, nu. Se referă la cetățeni. Ok, bun, se poate și așa. Dacă se iau decizii politice pe astfel de fundaluri, atunci avem o problemă. După părerea mea, în momentul în care ar intra într-o zonă de clivaj, în momentul în care s-ar separa, această separare se duce înainte până la prezidențiale. Deci, atunci okay, se schimbă... Că dați eu așa mai multe cred. Șanse unui candidat comun. Deci, unui candidat comun cu asumarea riscului de rigoare. Dar, după câte văd, din ce se discuta privind listele la europarlamentare, acest candidat, tocmai pentru că nu există un consens minimal într-o parte și alta, de regulă ar trebui să fie un personaj neutru. Care, exact, care nu neapărat să aparțină unui partid sau altul, ci să fie sigur lumea că nu aparține nimănui. Asta este fabulos. Deci, da, putem, apropo de lista să învețe CDU și SPD de la ei. Ca să... Putem să aducem în discuție și opțiunea asta, tot așa, surpriză, ciudată, pentru primul loc pe lista comună. Da, aici au fost transparenți. Aici ne-au spus. De ce ați pus-o pe doamna pe primul loc, doamna fosta șefa delegației Comisiei Europene la București? Păi pe fiecare dintre cele două partide voia să-și pună omul în primă, în frunte. Și atunci am zis, hai, coboriți cu pretențiile la locul numărul 2 și locul numărul 1 este altuia. Numai că președintele PSD Ciolacu anunțase mai de multă vreme că pe prima poziție va fi o femeie. Da. Și este. Deci o opțiune, să zicem, de tip mai degrabă social-democrat, independentă și așa mai departe. Pun și o întrebare. Însă, opțiunea pentru această doamnă, care înțeleg că a prestat perfect onorabil ca funcționar al Comisiei Europeană, da, Comisiei okay. Europene, este, după părerea mea, o opțiune contraproductivă, antielectoralistă. Adică, întrebare retorică și nu vreau niciun răspuns. Șefa de listă a primele două partide din România, în ce grup politic se duce? În grupul prințului străin? Da, întreb și eu. Dumneavoastră, sunteți foarte curios. Cereți în primul rând păi, un răspuns. Nu are un mesaj pro-european? De stânga sau de dreapta? Nu poți. Adică am trecut cu de identități. Adică eu stăteam și la ascultam okay. Brosolete și ne dăm seama de fapt că în toată această ecuație nu se discută despre programe. Nu se discută despre realizări. Ce a făcut Nicușor Dan? Concret ce a făcut, nu ce ne... Eu mă aduc aminte, poate sunt răutăcios, că domnia sa ne spunea că va organiza din ruinele unei linii de căi ferate un metrou care să înconjoare capitala. Și cunoșteam persoane în privat care spuneau, în 4 ani vom avea ceva remarcabil. Ne-am oprit la țevile de termoficare. Și rămânem unor cu țevile de termoficare. Contracandidații... Ceea ce e o treabă foarte bună. Ceea ce e o treabă foarte bună, dar nu neapărat pentru locuitori, printre care și subsemnatul, că mereu se strică și eu rămân fără apă caldă și căldură. Dar în numele unor principii nobile... pentru locuitori. Absolut, mă sacrific. Candibru Ceaușescu, nu se spunea, până ajungem în comunism, trecem prin socialism. Deci eu mă sacrific. Vă garantez acest lucru. Adică mă sacrific fără apă caldă și căldură. Nu o să muriți. Nu o să mor. Pot să am trăit și în timpul comunismului fără apă și căldură și uite că am ajuns să studiu la NASA. Nu bănuiam atunci. Dar ca să fiu puțin mai serios, eu observ că nu se discută despre programe, nu se discută despre identități de natură doctrinară și se caută un candidat. Și s-a vorbit, de exemplu, de Ionuț Lupescu, cărui s-a testat notorietatea, înțeleg. Domnul ministru avea perfectă dreptate, nu se discută niciun moment despre calificarea cuiva. Și cred ca și domnia sa că există o problemă de principiu. Dacă la nivelul capitalei aceste două partide intră într-o luptă pentru desemnarea primarului general pe două culoare diferite, acesta creează foarte mari probleme la găsirea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Pentru că această construcție, de fapt, să nu ne ascundem după degete, are ca principal obiectiv cucerirea, direct sau prin interpuși de către PSD, a funcției supreme în stat, cu acordul PNL. Cred că asta este, de fapt, obiectivul major. Acum, și mai există și domnul Ciucă în peisaj. Sigur. Da, eu vorbesc probabil din perspectiva PSD. E foarte greu să spun pentru că peisajul acesta în care
ne apropiem vertiginos de alegeri și noi nu putem avea o listă. Lista este compusă din două partide care aparțin unor grupuri doctrinare diferite. Pe primul loc este pus cineva, poate perfect onest, dar totalmente necunoscut și totuși, iertați-mă, alegerile sunt clădite pe această idee, poate greu de înțeles pentru unii, că votezi pe cineva pentru că îl cunoști, ai încredere în capacitățile lui, iar aceste capacități au mai fost și testate. Adică, totuși, e halucinant. Și îl cunoști nu pentru că l-ai văzut la televizor, ci știi ce vrea să facă. Și așa cum spuneți, da, și că ar putea să facă. Gândiți-vă că și Ilie Năstase a crezut că îl va bate pe Victor Ciorba, în particular. Fie vorba între noi, Victor Ciorba s-a dovedit a fi un primar general extraordinar, sper că telespectatorii înțeleg că sunt ironic, și un prim-ministru remarcabil. Domnule profesor. Și un avocat al poporului și mai bun, să nu uităm. Poate. Cel mai bun rol a fost. Veți fi dezamăgit, dar Nicușor Dan ne spune că în ierarhia problemelor identificate de bucureșteni pentru orașul în care trăiesc, nu mai este termoficarea pe primul loc. Probabil că probabil. Pe primul loc a trecut traficul. Așa este. Probabil pe principiu că în trafic te și încălzești, dacă n-ai apă caldă. Dar orice poate trece pe primul loc. Absolut, te bagi în mașină sau un RATB și te încălzești. Eu, primarul general are dreptate întotdeauna, cu siguranță. Și atunci, dacă ar fi doar traficul și termoficarea, odată ce vom ști candidatul sau pe candidații celor două partide, vom ști și care sunt soluțiile pe care le propun. Dar cum îi vedeți pe candidații PSD și PNL? Că asta e varianta pe care mergem acum. Ducând o campanie, unii împotriva celorlalți, unul împotriva celuilalt. E o situație imposibilă, e cum am spus, o încălceală. S-au încălcit în propriile lor strategii. Doamna Firea a mai câștigat o cursă, nu? Dar a trecut timp, s-a uzat imaginea sa. Va fi, dacă va candida, atacată sistematic pe subiectul azilelor groazei și așa mai departe, deci într-un limbaj care va fi apocaliptic. Sunt și alte lucruri care îi se pot reproșa și grupului voluntar și așa mai departe. Domnul Burduja, pe de altă parte, pare un tânăr școlit cu premiză bună pentru a face politică, dar el a început. Ce să caut într-o competiție pentru primăria capitalei unei țări, când se știe că aici ajung politicieni cu notorietate mare, de unde se și merge Jacques Chirac sau Traian Băsescu și așa mai departe, au urcat apoi și ultima treaptă. Nu e un loc în care să te antrenezi la început că ești un tânăr de viitor. Destul de tânăr e și Nicușor Dan, însă el parcursese etapa de activism civic, intervenise în momente tensionate legate de patrimoniul imobiliar al Bucureștiului, organizația Salvați Bucureștiul, Uniunea, înainte de a fonda un partid, deci a avut o anumită tenacitate în a se autoconstrui ca o alternativă la politicienii mainstream, să zicem. Ce oferă acum PSD și PNL separat nu are plauzibilitate. Interesant ce spune domnul profesor, de acord, adică profilul lui Nicușor Dan este un profil perfect onorabil. Dar încercați să-l puneți alături de Jacques Chirac și de Traian Băsescu, care au fost și ei primari de capitale. Norocul lui Nicușor Dan că acum nici Jacques Chirac, Băsescu absolut, nu candidează adică la București. O selecție naturală, Jacques Chirac și Traian Băsescu ieși din scenă și a rămas prototipul primarului general Nicușor Dan. Un om perfect onorabil, de rău vă întreb, când ai al doilea și măcar cu studii bune, verificate. Da, nu, eu am fost puțin malicios, vă arăt seama, dar e dreptul nostru, totuși nu trebuie să fim toți înrolați în spatele lui Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că sunt alături de Brâul Maicii Domnului și de doamna Gabriela Firea. Știți că ea era întotdeauna un alt mod de a exploata demagogic religia de cineva care este... Nici o apariție mediatică fără cruciuliță... Nu, și nici o apariție mediatică fără a patrona abuzurile împotriva vârstnicilor în instituțiile pe care le domine. Adică mergi cu Maica Domnului, dar același timp te ocupi ca toți cei care sunt în parohia ta să fie hrăniți ca niște câini. Despre asta este vorba și aveți perfectă dreptate. Asta o va urmări. Dar eu spun altceva, că este totuși trist ca această instituție numită Primăria Generală, care are a doua legitimitate din punct de vedere electoral după președinția României, să fie privită fie ca un poligon de încercare,
fie ca o funcție eminamente administrativă. Este administrativă, dar arătați-mă, e vina primarului general dacă este perceput omul cu temor ficare. Primarul general, primarul unei capitale, este și cel care încarnează spiritul unei națiuni, viziunea unei națiuni despre ea însăși. Și cu asta Pache Protopopescu rămâne în mentalul colectiv și pentru că a fost un ctitor. Și cu asta, dacă îmi dați voie doar o frază să mai adaug, ajungem la subiectul crizei actuale de lideri în politica românească. Politica românească n-a fost neapărat strălucită, extraordinară, de cel mai înalt nivel în anii 90-2000, dar liderii de partide, grupurile de lideri au fost persoane adeseori remarcabile. În bine și în rău. Poate și în rău, pentru poate că și în bine. În orice caz, la capitală, chiar dacă nu exista coaliția celor două partide, le-ar fi fost dificil să găsească. Păi, sigur că da, pentru că PSD-ul are o garnitură de lideri. Mie nu-mi place să fiu pamfletar, dar nu sunt personalități puternice, nu sunt ideologii ai social-democrației, nu au acumulat, nu știu, prestigiu, respect, iar în Partidul Național Liberal este un președinte respectabil ca persoană și ca fost militar, dar pus acolo prin influență prezidențială, cine avea personalitate a fost evacuat din PNL. Și suntem în situația în care aceste două partide care, prin majoritatea lor parlamentară, deci prin masivitate, domină, dar nu au cu adevărat niște lideri importanți. Dacă ar fi avut, probabil că și deciziile s-ar fi luat și atunci n-ar mai fi urmat încâlceala în strategii. Vă spuneam mai devreme că strategii. După decizia sau jumătate din decizie, cât ne-a fost anunțat luni, că cele două partide merg cu candidați separați, Gabriela Firea reacționează astăzi. Până astăzi nu a spus nimic. Gabriela Firea reacționează astăzi, înțeleg că pe Facebook, și citează din Mircea Eliade și spune că nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le începi niciodată. Aici se vede că este membru a Uniunii Scriitorilor, din câte știu este și poetă. A ales un citat dintr-un ideolog al stângii? Aici e un alt paradox. Depinde. Dacă citești mai trei... Da, totuși, Eliade, ideologul politic, nu era în zona social-democrației. E ciudat. Adică dacă ar fi fost social-democrat, ar fi ales un citat din Dobrogeanu Ghera. Da, nu e bun Dobrogeanu Ghera. Mai bun e Mircea Eliade, că este și liceu în București, este și autor. Adică, haideți să nu fim malițioși până la capăt, că până la urmă, problema fundamentală este că vom coborâ dezbaterea la nivelul... Eu l-am urmărit aseară noastră pe domnul Popescu, nu-i mai spun Piedone, care vorbea despre domnia sa la persoana a treia. Asta mă amintește de mareșalul Antonescu, care și el vorbea. Eu, Antonescu, nu greșește. Sigur, nu cred că este bine să vorbești de tine la persoana a treia, pentru că asta denotă un tip de grandomanie care nu face bine într-o democrație, totuși. E trist și mi se pare că ne coborâm la nivelul unei dezbateri care nu ne onorează. Păi haideți să o luăm invers. Ce ar trebui, din punctul nostru de vedere, domnule ministru, un candidat pentru primăria capitalei, cu ce v-ar convinge? Cu un proiect de 300 de pagini, cu o idee, cu o viziune, cu ce? Cu partidul care îl susține. În campanie nu prea poți să te duci cu proiecte de 300 de pagini. Treaba primarului general, cât înțeleg și eu, este una foarte aplicată. În general, îi se aduc spre rezolvare probleme de zeci de ani și conducte de și mai mult timp. De sute de ani, exact. Deci are întotdeauna dilema între promisiune și cum rezolvă trecutul. Și în campanie se duce cu promisiunea și în exercițiu funcției rezolvă trecutul. Deci... Cred însă că, dat fiind numărul foarte mare de voturi personalizate, la fel ca și la președinte, de al doilea, și faptul că românii își doresc, într-adevăr, o personalitate puternică, în speranța că, în sfârșit, unul o să, pe de o parte, să dea mafile la o parte, de asta nu vorbește nimeni, mi se pare interesant, să dea mafile la o parte din București, pe de altă parte, chiar să se înhame la o muncă adevărată, cred că mai degrabă o personalitate înainte de toate decât partidele. Pentru că partidele, așa cum PSD-ul tradițional pierde președinția, cei de dreapta tradițional cam pierd primăria capitalei. Și de aici un anume tip de sindrom care se are tot felul de efecte. Poate ne lămurim mâine.
poate. Dacă nu mâine, atunci luni, că asta este promisiunea. Și dacă nu luni, luna viitoare. Nu mai e timp. Nu mai e timp. S-a spus de vineri, de vinerea trecută că nu mai e timp. Ați văzut că Sorin Oprescu și-a recâștigat pensia. Clar. Sorin Oprescu este un tip de primar general. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc, domnilor. Pauză și când ne întoarcem avem un invitat special. Este vorba despre președintele OCDE. Rămâneți cu noi.